Accident spectaculos într-o benzinărie din Craiova, șoferul unui autoturism a vrut să alimenteze, însă din cauza vitezei a pierdut controlul volanului și a lovit alte două mașini care erau parcate regulamentar, una dintre acestea fiind proiectată în interiorul clădirii. Un bărbat aflat în interiorul benzinăriei a fost rănit și a ajuns la spital. Accidentul a avut loc într-o benzinărie de pe calea Severinului din Craiova. Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, un tânăr de 19 ani din Craiova care conducea un autoturism pe calea Severinului a pătruns în interiorul unei stații PECO pentru a alimenta. Întrucât nu a adaptat viteza, cel în cauza a pierdut controlul autoturismului și a lovit alte două mașini care erau parcate regulamentar, una dintre acestea fiind proiectată în interiorul clădirii. O singură persoană a fost rănită, un bărbat de 38 de ani care se afla în interiorul unității la momentul producerii evenimentului. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.